Salut, salut la toată lumea, sper că vă găsește în momente bune videoclipul ăsta, pentru că este și criza, faimoasa criză. E bine, uite așa mă tratez și eu cu o criză. Trec la subiectul ce am vrut să-l deschid azi, de data asta o să fiu cât se poate de, așa cum nu am făcut înainte, cât se poate de serios. Păi mă întreba un coleg de ce, sau avea un comentariu de genul: de ce m-ar interesa pe mine cât sunt plătite agențiile pentru munca care o fac? Păi, simplu zis, este vorba de afaceri. Tu știi cum funcționează agențiile, vei ști când să tratezi cu ei și cum. Iar dacă nu știi, simplu zis, te duci ca mielul la tăiat. Oricum vei face asta într-o proporție sau alta, într-o măsură sau alta, în funcție de cât e sau nu, disperat, în funcție de ce, de cum te văd, ca să zic așa, ei. Și nu numai, în funcție de câtă nevoie ai tu, ca să fim mai concreți. De ce vreau eu să știu lucrul ăsta? De ce a fost important pentru mine și cum a ajutat? Păi, vă zic simplu. Pentru 6 ore am luat 160 de lire net pe ziua respectivă. Colegul meu lucrând 14 ore. Pentru o cursă care dura de fapt o oră sau două, iar la fel de bine aceeași plată am avut-o, colegul meu lucra același lucru 13-14 ore. Ca să nu înțelegeți că am făcut cine știe ce afacere cu chestia asta, înseamnă că muncesc mai puțin și iau același salariu ca și cel care se duce în continuu acolo. Sigur, aici este și o parte rea în toată chestia asta, și anume dacă alegi să tratezi așa dur cu ei și ei vor fi la fel de dur cu tine. Și anume, te vor chema numai în momentul în care au nevoie, adică ca o relație, așa să zicem, mai rece. Fiind vorba numai de afaceri. Bănuiesc că ei nu ar fi făcut divers cu cineva care a lucrat mai mult pentru ei sau etc. Nu există favoruri în lumea asta a agențiilor, șoferii de tir, ci există, ei au nevoie, te-au chemat, ei servit. Poate că pe undeva se vor uita pe acolo să zică: ok, numele ăsta îmi sună sonor sau am mai auzit de el și a făcut destule mult la noi, dar la urma urmelor vor trata la fel pe fiecare, în sensul dacă este vorba să te dea afară sau este absolut să te dea afară, în propriu zis, să nu mai lucreze cu tine pentru că asta înseamnă și eu am fost amenințat, sunt banat, am și fost banat apropo la o agenție, de care, lucru de care nici nu mă feresc. Ideea te dă afară indiferent că ai 3 ani, 5 ani, 2 ani, 8 luni, 10 ani, etc. Sigur, aici este, să zicem, și un avantaj că lucrezi de ceva timp cu ei, etc. Dar în mare, în principiu, ești văzut cam tot la fel. Nimeni nu este indispensabil, asta ar fi chestia aici de zis. Așa că, da, revin. De ce a fost pentru mine important să știu asta? Pentru că, uite, colegii mei lucrau triplu de 10 ori mai mult sau poate nu știu câte ori și luau același salariu. Eu lucram 3 ore și luam același salariu ca și ei, dacă nu mai mare. Ba chiar gândindu-mă bine, salariul meu fix însuma salariul lor de 13 ore de muncă sau 14 ore, ceea ce calculând, adică punând așa pe foaie într-un fel sau altul, ei erau plătiți cu 10 lire. Am glumit, am râs. Ei bine, hai să nu mai glumim. Luați-vă foile, luați-vă și pixurile și calculați și voi. Nu trebuie să fii Einstein să-ți dai seama. 14 ore ori 10 lire pe oră înseamnă 140 de lire. Da. Dacă adaug și TVA-ul, care este de 20% în Anglia, înseamnă, nu știu, mai pune 20, etc. Neinteresant, nu vreau să fac calcule fixe. Ideea e, erau plătiți cu 10 pe oră. Și cât ar fi fost o plătit luând aceea sumă lucrând 6 ore? Fără să faci multe calcule, cred că o să-ți iasă destul de rapid și din ceea ce zic chiar acum, eram plătit mai mult. Am mai zis și mai zic încă o dată, partea rea când faci lucruri de genul, când tratezi așa dur cu ei, este asta. Nu-ți vei mai permite de multe ori să lucrezi cu ei. Sau mai bine, zici, te vor chema când este cel mai dificil să muncești pentru ei. Te vor chema numai în joburile și numai la muncile unde nici dracu nu se duce. Nici englez, nici român, nici bulgar. Sau, mai bine zis, unde nu este nimeni. Adică a luat telefoane, a dat în stânga, în dreapta și n-a fost nimeni.
Uite, ca să vă dau și exemplu ce vreau să zic cu asta, în momentul în care am trimis un mesaj și am zis la mai multe agenții, sunt disponibil să lucrez de la până la, de luni până vineri, etc. Și joburile pe care mi le dădeau, de unde știu asta, deja lucrez în zona asta respectivă de ceva vreme, muncile pe care mi le dădeau erau numai la agențiile unde e cel mai dificil. Eu am realizat lucrul ăsta și am ales cât se poate de bine, cred eu. Dar se vedea clar că joburile pentru mine sunt mai limitate. De unde știm lucrurile astea eu și ceilalți șoferi? Păi în momentul în care lucrezi aici vei primi mesaje odată ce te înregistrezi la agenții cu diverse mesaje, joburi, dacă vrei să faci, etc. Ce am vrut să vă zic? Da, eu primeam mai puține joburi, primeam unde este cel mai dificil. De ce? Pentru că ei știau și în felul meu de a lucra. Și anume, și-au dat seama că nu mă voi duce să lucrez pe 10 lire sau nu vă vor putea șmecheri cu munci de genul, de 11 lire, 10 lire. Și atunci s-au gândit că îmi vor trimite numai joburile sau muncile cu o rată mai mare. Deci asta este o parte proastă în comportamentul de genul și eu unul meu recunosc și o asum. Nu am să stau să vă zic că vai, știi, eu am câștigat de 10 ori mai mult decât colegul să vă mint pe aici, că ar fi urât. Sigur, le-a la fel de bine, comportamentul ăsta nu este pentru cineva care nu are mereu un backup sau care are o familie, care are o grămadă de cheltuieli, 20 de din alea, pentru că există riscul, cum zicea Leana, există o explicație, bine, în cazul ăsta există riscul să rămâi fără bani, ceea ce n-ar fi plăcut. Așa că, da, scurt pe doi și la obiect, de ce e bine să știi cu agențiile cum funcționează ele și câți bani iau de pe tine, ce munți se fac, cât de grele sunt, unde este plătit mai bine, unde este plătit mai mult, unde și ei au bonusuri și toate felurile de avantaje, unde sunt plătiți pentru ore de noapte, ore de zi. E bine cel puțin să realizezi, zic eu. Este interesant să știi lucrul ăsta pentru că altfel nu vei putea să negociezi cu ei. Adică nu-ți permis să negociezi cu ei. Ce să negociezi cu ei când tu știi că dacă ești plătit vreo 120 pe zi, ajungi tu la un salariu de 5 zile, 500-600. Păi atunci întrebarea e cam așa. Ție îți convine să lucrezi pe același salariu constant și munca să se tripleze, să tot crească, să tot crească, cum v-a zis, munca dracu tot crește și salariul tău rămâne cam același. Că fluctuează 50, 80, 60, în sus, în jos, păi cam tot același e. Practică de Anglia. Ca să zic și asta așa mai clar, ei s-ar uita ca fiecare să o uniformizeze. Adică se uită în mare. Bă, ăsta cât a lucrat? Păi a lucrat 5 zile. Ok, 5 zile. Păi dacă punem 5 zile, 500 de lire. Dacă îți dau numai, să zicem, rata pe o zi pe care ei o iau în realitate, ți-au făcut salariu. Păi, încă o dată, de ce e bine să știi? Păi, simplu, munca ta în volum va tot crește și tu te trezești cu același salariu, mai mult sau mai puțin. Acum întrebați-vă, oare vreți lucrul ăsta? Asta pentru cei care spun întrebări de genul. Și pentru colegul respectiv, ca să dau și un mic răspuns ca argumentat. Încă o dată, făceam 5-6 ore și luam salariul colegului care lucra 14 ore. Asta nu înseamnă deloc că eu sunt mai șmecher, nu înseamnă deloc că eu am fost mai... I-am păcălit pe ei, nu i-am păcălit, doar am realizat oportunitatea. Adică am realizat că ei sunându-mă, nu au ce să facă. Sigur am mai realizat și faptul că dacă voi cere rata respectivă, cu agenția aceea voi lucra cel mai probabil, eu știu, o dată de 2 ori pe an sau 3 joburi sau 5 sau 6, altcum v-am zis, i-am cam tăiat de pe listă. Eu am ales să fiu foarte neîngăduitor cu ei. Mi-au tras-o pe scurt, i-am tras-o. Au făcut lucruri nasoale cu mine, au, nu știu, au vorbit urât sau eu știu ce. Voi căuta și eu cumva într-un fel sau altul să le fac și eu la rândul meu. Asta face parte din categoria respectul față de sine. Aici trebuie să mă recunosc. Îmi zicea și un coleg de-al meu că sunt destul de încăpățânat și o recunosc lucrul ăsta, zic foarte clar. Nu sunt genul de persoană la care să vii cu mizilicuri și să zic că închid ochii. Am închis și eu ochii, am lăsat și eu de la mine, dar îmi place oarecum să
încerc eu să zic, am coloană vertebrală, să am ceva coloană vertebrală, pentru că dacă nu iei, te calc în picioare. Asta era și discursul ce ziceam eu. Băi, ai coloană vertebrală, că dacă nu, iei mătură cu tine pe jos. Dacă tu nu știi cum funcționează lucrurile, cum o să te aștepți să te duci să-i spui când el zice, vreau, el îți oferă 11, pentru că el s-ar uita dacă se poate să lucrezi pe nimic, el fiind agenția sau persoana de agenție, cine e acolo, și tu cum poți să-i spui, vrei 13, odată ce nu știi să argumentezi. Mai concret, vă dau un exemplu clar. Lucrați și de zi și de noapte, de nu mai știam dacă e zi sau noapte, sau între, sau ture, sau alea, și el îmi spunea, agenția îmi spunea cum că eu eram plătit de zi. Adică ar fi trebuit să trec plata de zi. Păi, eu am sunat și am întrebat foarte clar. Uite ce este. Eu recunosc că dacă am începutul respectiv, mi-a explicat el la Burel, plata este aceea, dacă încep la ora respectivă este aceea, i-am spus foarte clar. Domnule, în momentul în care eu lucrez între ture, exemplu, încep la ora 11:30 și termin programul la 12:00, mie mi se pare normal ca plata pe care eu o iau să fie încadrată la ore de noapte. De ce? Pentru că nici eu nu muncesc de la 7 dimineața, 6 la 2-3. Muncesc de la 11 la 12 seara, la 1 seara, la 2, la, în funcție de cât este. Cum ziceam, mai 12 ore, ai 11 ore de muncă, nu poți să știi. Dar ideea e, intru noapte și i-am zis clar, domnul meu, eu vreau să fiu plătit plata de noapte. Cu greu, dar a acceptat. De ce zic lucrul ăsta? Păi, a trecut mult timp până să realizez și eu că ei împart orele de noapte sau ziua începe de la până la și de atunci ei calculează că e de noapte, etc. Cred că v-ați prins de idee. Încă o dată, nu știi funcționamentul unui lucru, nu poți să-ți dai seama ce să ceri, cât să ceri, cum să nu ceri, când să ceri. Da, asta nu înseamnă neapărat experiență, înseamnă să fii atent. Dacă mergi pe ideea, ei bine, mă duc la muncă acolo, a zis ăsta că îmi dă de muncă și eu mă duc și zic, de bine de rău am un, ca un păhărel de whisky, am un păhărel de whisky, am băut și am gura plină, burta plină, cum vreți să spune, și își vor rezerva dreptul să îți dea cât se poate de puțin. Și aici, ca să punctez, în momentul în care îi zisese un colegului meu, vorbeam cu el, în fine, unul dintre colegi, în cazul ăsta era vorba de Amazon, și am avut o discuție de genul, colegul, salut, salut, tu cât salariu ai, cum se întreabă șoferii? Eu l-am întrebat, dar mirosea, ca să zic așa, a salariu mai mic. Cum zic mirosea, se vedea pe fața lui, ca să zic așa. Eu l-am întrebat, deși bănuisem așa să zic, totuși l-am întrebat, colegul, tu, dacă nu te superi așa, ție cât îți dau? Pentru că facem și lucruri de genul, nu? Șoferii se întreabă unul pe altul. Tu cât iei, ăla cât ia, mare îi zic am aceleași lucruri ca o casetă stricată. La care el mai zic că ia 130. Eu când am auzit lucrul ăsta, era să iau puțin foc mai mult, în sensul că mă gândeam, bă, toată lumea are nevoie de bani, toată lumea, nu, uite ce muncă face și face muncă. El nu și-a vrăcea munca, mai bine zis. Și când i-am zis că ia 160 fix, nu vrei să fi văzut fața colegului meu. Chiar în momentul ăla i-ar fi sunat și ar fi spus că pleacă dacă nu ia și el la fel. Pentru că el lucra pe contractul acela sau la locul acela de muncă, cum vrei să spune, de 3-4 luni și eu venisem de 3 zile. 5 zile, o săptămână, nu mai știu. Dacă nici asta nu v-a arătat că e bine să știi ce fac agențiile, ce munceau, cum sunt plătiți, în funcție de ce au, ce nu au, apoi nu știu ce să vă arate. Mai clar de atât nu pot să fiu. 15 minute aproape. Da. Da, cam asta ar fi toată chestiunea. Trebuie să știi ce fac agențiile, trebuie să știi ce Dumnezeu învârtă ăia. Acum tu nu ești manager ca șofer și nici eu și nici nimeni, dar dacă stai așa cu mâinile în buzunar sau te aștepți așa și zici eu mă duc la muncă, nu știu cum să vă zic, ei, când se uită la șoferi, asta poate să confirme, cred că și alții, văd, le curg așa banii prin ochi sau lirele apar așa ca la bancomatele alea sau mașinile alea de jucării unde apar bani, cred că ați văzut și voi. Același lucru văd ei când se uită la noi.
Cum dacă te mai văd că ești așa cu mâine buzunar și zici salut, eu am venit să lucrez, însă și eu am făcut asta, deci vă vorbesc din propria experiență, m-am dus acolo și am spus domnul meu, aș vrea să lucrez. Am fost la început și da, de ce să mint, le-am zis în față, domnul meu, vreau să lucrez, doar ce am ajuns aici și dați-mi și mie ceva de lucru cam pe oriunde aveți, dacă e posibil să fie în apropiere de mine, este în regulă, dacă nu, să-mi spuneți. Nu vreți să știi de ce fel de șmecherie am avut parte. Și anume, o zi de muncă, două zile, trei zile, primeam numai Londra, numai cursele absolut cele mai nasoare. Așa că, da, e bine să știi cât de cât mersul agențiilor. Nu e bine, într-adevăr, cum zicea și colegul, să caut să fiu manager, nu am căutat să fiu lucrul ăsta, dar... am încercat să-mi dau seama cum sunt plătiți, ce fac și ei, ca să știu și eu când să cer, cum să cer, la cine, în funcție de persoană. Era mai mult o chestiune de genul. Căutați să înțelegeți agențiile, că ei ne înțeleg pe noi și nu este în regulă numai ei să-și dea seama cum funcționează. E bine ca și tu să știi, să fii conștient de munca pe care o faci. Și asta, da, ca să vă dea de înțeles, într-adevăr, eu nu provin dintr-un mediu de șofer tipic, adică n-am crescut cu volanul în brațe și acum cei care au povestea clasică cu eu sunt fiul lui tata, tata a fost șofer, etc., să nu mă îndepărtez prea mult de subiect, nu au ce să zică, aici nu e vorba de ei. E vorba de persoane care vin pe tir, diverse caractere, diverse background-uri sau diverse, să zicem, zone și nu numai. Da, nu fac parte din categoria de șofer tipic care a venit din mediul rural. Trebuie să recunosc. Și aici nu este nicio laudă pentru mine. Tot ce vreau să zic e că n-am provenit din același mediu ca și 80% dintre șoferi. Nu pot să zic că am același background și asta se poate înțelege, cred că, din primele secunde în care deschizi camera și te uiți la videoclip. De aici tot modul ăsta meu de a gândi. Mai concret, după 5 ani de birou, cred că n-am cum să nu mă întreb când mă duc la o agenție și îi întreb cam ce ai avea de muncă și cam cât ai vrea să-mi plătești, dar poți să negociezi? Nu pot să nu fac asta. De ce? Pentru că dacă ar fi să nu negociezi și mie mi s-ar spune un contract pe masă, atât îți dau, asta este munca, îți convine bine, nu, salut. Ceea ce ei nu fac, totul la ei e o negociere continuă. De la punctul 1 din momentul în care cer să lucri până când termin, dacă termin sau pleci la o agenție, etc., totul e o negociere, nimic nu e fix. Nimic nu e, mă duc la muncă ca acasă la noi în România, în cazul ăsta. Mă duc la muncă și știu că lunar am cam atât. Nu există așa ceva la ei. Așa că, asta fiind zise, cred că închei chestia. Mai zic și o chestie așa pentru ce se întâmplă în ziua de azi cu covrigul ăsta, fără să glumesc prea mult, păi fiți puțin mai serioși dacă e posibil. Am auzit o felul de teorii ale conspirației, pe scurt, că e conspirație, că nu e, că eu știu cine a făcut virusul ăsta, Dumnezeu să-l ierte, un chinez, un extraterestru, cine dracu, nu contează, fiți oameni buni, serioși, purtați măștile alea dacă e posibil și mânușile când te duci în locuri publice, pe scurt, încercați cât posibil să respectați regulile alea. Mai bine să râzi cu mâinile curate sau sănătos sau după ce a terminat totul să zici în regulă, decât să existe și cea mai mică posibilitate să te îmbolnăvești. Și înainte să ziceți, uite bă găina, eu zic decât atât. Ca să mă bazez pe un lucru. Că e, că nu e, eu mă protejez ca atunci când bagi un prezervativ, nu? Îl pui că nu știi. E, așa și lucrul ăsta. Folosiți mânușile pentru că, de, nu se știe niciodată. Mai ales în meseria de șofer. Mai ales, uite cum fac eu, Liverpool-Londra, Liverpool-Londra, Manchester-Londra, Manchester, eu știu, Scoția, ce mi se mai dă. Nu pot să știu cu ce fel de oameni au contact. Așa că îndemnul meu ar fi, sau ideea mea, purtați oameni buni mânuși, măștile alea, dacă e posibil. Că, de, nu vă mănâncă nimeni. Și lăsați, pardon, glumele alea cu prea multe glume. Și eu am încercat să nu iau chiar... A venit moartea și ne împușcă, dar de, puțin mai serios, ca să zic așa. Toate cele bune și sper să vă placă. Că v-a plăcut, că nu v-a plăcut,
Dați acolo un comentariu dacă e cazul și spuneți ce părere aveți. Cam atât. Toate cele bune.